Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou curs din Seria Quantica Productivității. Numele meu este Basara Bianu Răzvan și mă invit în numele Societății Nu Basara Consult la următorul curs online gratuit. În cursul cu numărul 4 am să discut despre sistemele de răcire și agenții de răcire. Pentru a face un scurt rezumat, vă aduc aminte că în cursul cu numărul 1 am discutat despre desen, ceea ce înseamnă complexitatea lui tehnologia de fabricare necesară și despre semifabricat pe ansamblu. În cursul numărul 2 am discutat despre semifabricat, despre calitatea lui, compoziția chimică și forma lui. Iar în cursul numărul 3 am discutat despre mașinile unelte, care sunt tipurile, ce număr de axe au, care sunt specificațiile tehnice și ce sisteme de fixare a la șchietoare au acestea. După cum am precizat, în cursul cu numărul 4 vom discuta despre sistemul de răcire și agenții de răcire. Agentul de răcire oferă multe utilizări diferite în mașinare. În afară de răcire, agentul poate de asemenea îndepărta așchile, precum și de a lubrifia. Lichidul de răcire răcește și mașina CNC. Fiecare lichid de răcire are proprietăți unice, Lichidele de răcire vin într-o varietate de tipuri, culori, marcă și compății diferite. Amestecul de ulei și apă, așa zise emulsii, au puncte de îngheț mai mici decât apa. În funcție de mașină, de semifabricat, de viteză de așchiere și de ceea ce este nevoie să se producă pe mașina unealtă, diferite lichide de răcire se vor potrivi nevoilor noastre. Pentru a înțelege mai bine efectul agentului de răcire, să ne aducem aminte din cursul cu numărul 1 cum funcționează procesul de formare a unei așchi. Măsurările efectuate în timpul așchierii metalelor raportează că 97% din energia produsă în timpul procesului de așchiere este transformată în căldură. Lăsată necontrolată această căldură, ar face procesul de tăiere nepracticabil din două motive. 1. Pastela de aștiere va pierde din durata de viață acesteia. 2. Căldura acumulată în piesa de lucru ar face imposibilă controlarea toleranțelor. Drept urmare, folosirea oricărui tip de agent de răcire va diminua semnificativ această transformare a energiei mecanice în căldură. Apa este un foarte bun conducător de căldură. Datorită proprietăților de răcire mai eficiente ale apei, în comparație cu uleiul, Fluidele pe bază de apă sunt superioare pentru răcirea directă și, deci, în general, sunt preferate pentru operațiunile de tăiere cu viteză mare. Coeficientul răcirii cu apă este de doar mai mare decât cel al uleiului mineral. Emulsile de ulei solubil conțin în mod normal apă între 90 și 98%. Această apă furnizează caracteristicile de răcire necesare reducerii căldurii generate în timpul procesului de tăiere. Apa are proprietăți minime de ungere și, prin urmare, lubrifierea necesară trebuie asigurată prin încorporarea aditivilor de lubrifiere, cum ar fi uleiul mineral și esteri. Uleiurile solubile sunt utilizate în normal în operații de mare viteză, unde disiparea căldurii este un factor important. Toate procesele de tăiere a metalelor implică o unealtă care este forțată în piesa de prelucrat pentru a îndepărta aștii metalice. Principiul este același pentru toate aplicațiile de tăiere, fie că vorbim de găurire cu burghiu, strunjire sau frezare. Așchile metalice nu sunt depărtate prin tăierea piesei de lucru, ca în cazul lemnului, de exemplu, ci prin ridicarea și îndepărtarea metalului. Metalul suferă deformare plastică și apoi este forfecat. Circa 70% din căldura reziduală generată intră în aștii, 15% în scola de aștiat și 15% în piesă. Dacă scola de așchia se încălzește prea mult, duritatea și rezistența materialului din care este compusă această scola știetoare poate eșua, provocând o uzură excesivă și fragilitate. Temperaturile ridicate pot deteriora instrumentele prin înmuierea materialului sculei și prin promovarea reacțiilor chimice din materialul sculei, cauzând slăbiciune și fractură. Dacă piesa de lucru devine prea caldă, se poate denatura, Adică se poate extinde în timpul tăierii și se poate reduce dimensional, astfel provocând probleme dimensionale și de toleranțe. Reducerea temperaturii are de asemenea efectul de creștere a unghiului de forfecare. Creșterea unghiului de forfecare se referă direct la reducerea cantității de metal deformată în zona de formare primară. Un semifabricat moale, oțel cu un conținut slab în carbon, are o zonă de forfecare primară mai mare. Puteți observa în imaginea de față că unghiul format între axa portocalie și axa orizontală albă este mult mai mare în comparație cu cel albastru. Atunci când materialul este foarte moale, unghiul sau secțiunea zonei de formare este reprezentată prin axa albastră. Vedem că materialul deformat cantitativ este mult mai mare decât în cazul în care am avea un unghi mai mare, cum este cel reprezentat de linia portocalie. O altă zonă de formare a căldurii este zona formată din suprafața de contact a plăcuței aștietoare și așchia abia forfecată de pe semifabricat. În acest caz avem nevoie de lubrifiere și răcire. Lubrifierea duce la reducerea frecării și are ca efect scăderea temperaturii formate și răcirea duce la evitarea efectului de depunere pe muche sau build-up age, iar în această zonă așchia își aș capătă curbura. De asta se cheamă și zona de formare a aștii. O altă zonă de formare a căldurii este zona de frecare formată din unghiul de degajare a plăcuței și suprafața semifabricatului proaspăt prelucrat. În acest caz avem nevoie de lubrifiere. Pentru că lubrifierea duce la reducerea frecării și are ca efect scăderea temperaturii formate. Iar o scăderea temperaturii formate duce la evitarea efectului de revenire, de bounce, a suprafeței tocmai așchiate a semifabricatului, după ce a fost îndepărtată forța de apăsare pentru formarea aștiei. Această zonă de revenire poate să difere în fund de semifabricat între 0,01 mm și 0,05 mm. După ce am văzut care sunt zonele ce trebuie răcite și lubrifiate, o să vedem prin ce tip de sistem putem asigura acest lucru. Un prim sistem este reprezentat de sistemul de răcire cu aer sau cu agent frigorific. Aerul comprimat sau agentul frigorific poate fi adus în zona de lucru printr-un sistem extern sau printr-un sistem intern sistemul extern de răcire poate fi asigurat cu o presiune mică sau cu o presiune mare a agentului. Avem presiune mică atunci când mașina este dotată doar cu furtunuri pentru poziționarea agentului de răcire sau putem folosi presiune mare atunci când avem duze bine fixate pe mașina unealtă sau pe sculă. Un astfel de sistem de răcire ne asigură o răcire a primei zone de formare a căldurii zona 2 și 3, nu sunt puternic afectate de acest sistem de răcire extern cu aer sau cu agent frigorific. Sistemul de răcire intern Acest sistem de răcire intern poate fi asigurat doar dacă spindulul mașinii este conceput cu astfel de sistem și dacă aveți o scolă așchietoare potrivită pentru o astfel de răcire intern. Pentru scolă de frezat cu plăcuțe amovibile, avem aceste canale interne ce ne asigură distribuția sau aerului, dinspre porsculă către semifabricat. Dacă avem o sculă din carbură solidă, sau HSS, avem câteva variante în care aceste canale sunt distribuite către suprafața semifabricatului. În funcție de sistemul de răcire intern al sculei, putem vedea cum acest agent de răcire acționează asupra zonelor de formare a temperaturii. Un sistem nou de răcire este sistemul de răcire cu ulei și aer, denumit și MQL, prescurtarea de la Minimum Quantity Lubrication. Utilizarea metodei de răcire MQL este mai curată și necesită mai puțină mentenanță. Nu este necesară menținerea în circulație a unei cantități enorme de lichide de răcire. Utilizarea lichidului de răcire pentru a inunda piesele, de exemplu frezarea buzunar, necesită o cantitate mare de lichid. Lichidul de răcire nu este ieftin. Pe lângă acest lucru, toate lichidele folosite trebuie depozitate pentru colectare și eliminare în siguranță. Răcirea cu MQL se dovedește a fi cea mai eficientă în timpul procesului de frezare, strunjire și găurire adâncă, mai eficient decât lichidele de răcire. Motivul principal este că asigură un strat de lubrifiant foarte ușor, oricând în momentul așterii. Această lubrifiere reduce frecarea, care este cauza principală asupra încălzirii pieselor și ulterior a plăcuței de așteat. Până data viitoare, vă las cu două întrebări. Prima, tu ce fel de sistem folosești? Iar a doua, ce fel de sistem îți dorești? Putem dezbate acest subiect pe grupul de Facebook România Condusă Numeric sau Titans of CNC numărul 184. Dacă îți dorești să vezi prezentările următoare, ce vor explica fiecare legătură dintre elementele schiței, nu uita să dai like, subscribe și share acestui canal. Până data viitoare vă urez, span mărunt!